Bun, salutare tuturor, numele meu este Diez și astăzi ne găsim episodul cu numărul 5 din frumoasa noastră carieră, ca așa zic de fiecare dată, că frumoasa noastră carieră, băieți, cu oțelul galați. În acest episod trebuie să facem ultimele transferuri și la echipă vedem că a plecat Floca, vedem că prima ofertă pe portarul nostru de rezervă, Radu, suma cred că este destul de mare, trebuie să trecem un portar de rezervă, vom vedea, nu ne interesează de antrenamente. Intrăm direct, băieți, să facem ultimele mutări. Vedem că Immobile pleacă la United pe 120, Martinez pe 88 și după care Lazio investesc banii mai departe, îl cumpără pe Jimenez. Dacă stăți, ne uităm foarte frumos, vedem că Ucluj au vândut jucători pe 2 milioane. Zic că Muca a plecat de la noi la Mioveni, noroc că mai face noi și Farcaș. A, păi noi am făcut mutările prin Liga a doua, ce ziceam. Uite, adunarea Călăraș, te-a mai făcut așa o mutare cu Miercurea Ciuc, greu cu Nica, uite, Nica este al nostru. Salifu a plecat pe 1.150.000, din păcate. Popa a plecat și de la Cluj. Rooney a dus, ce chestie, a venit Rooney la Metaloglobus alături de celelalte vedete și vedem că noi am cam vândut de 4 milioane și Ioniță și Hlistea au plecat, Cârjan și Folami au ajuns la Rapid. Au mai plecat cineva de la echipa de pe primul loc, Steaua absolut nimic. Bonucci vedem că ajunge la Bayern, am văzut acolo în partea aceasta, foarte foarte interesant și am văzut foarte multe mutări. Bugetul nostru este destul de ridicat, mai trebuie să mai primim câțiva bănuți. Eu zic că este momentul oportun să transferăm un portarel, să investim și noi bănuții noștri. Radu a plecat, ofertă și pentru Dinu, celălalt portar de rezervă, gata, ne-a scos, măcar mai scăpăm și noi de portării noștri, mă bucur. Ofertă din nou pentru Dinu, ca să fim siguri că va pleca, să nu se pună îndoiala că nu va pleca jucătorul nostru de 51 overe. Păi, în primul și în primul rând, ar trebui să nu uităm la portar, mă gândeam să facem Pieșană, de cam prea slăbus de acum. Brănescu, 500, ar fi mers aici un Brănescu, fostul portar de la Juventus, cum ar fi scris în titlu, fostul portar al lui Juventus. Bă, dar l-avem și pe Pantelimon, care e Pantelimon, parcă zici că e portar de Lega a doua. Straton, surprinzător, nu a jucat la Oțelul Galați, a jucat la foarte, foarte multe echipe prin Românica, a jucat chiar și la FC Vaslui, vecin cu ei. Pe Ră, parcă ar trebui să-l aduc, pentru că acesta a mai jucat pe la Oțelul Galați, am putea să-l fură pe Săpunarul de la Rapid să vină la noi. Coadă, care coadă, nu mai știu dacă este în prime-ul lui. Power, mi s-a mai zis, avem aici câteva. Bine, n-avem, mi s-a mai zis și jucători care nu există în FIFA, din păcate. Mi s-a mai zis și Dennis Mann în continuu, cred că fiecare episod am câte un comentariu, ei, două, trei de fapt, cu adult pe Dennis Mann. Păi, în primul rând, haideți să vedem cât ar putea consta Costel Pantelimon. El, în realitate, dacă nu greșesc, este liber de contract. Încercăm așa cu un schimb cursul, să vedem. Fizic, de bani. 700.000, dacă reușim să scoatem un 500.000, foarte, foarte fericit și forțez un 500.000, până când accept, așa, nici nu durează mult. În loc să băgăm aia cu aducem un fost portar de la Juventus, o să scriem, bine zic la mișto asta, aducem un fost portar de la Manchester City, surpriză mare. Ar merge să încercăm și la Râpă, pentru că lumea totuși l-a cerut și ar fi frumos să readucem în principal, măcar în primul sezon, foștii jucători de la Oțelul Galați, că ei în realitate ar reveni la această echipă. Să încerc cu Stancu, de ce nu? Da, chiar Râpă merge la perfecție, dar n-avem bani, băieți, prea scump. Aș vrea să-l aduc pe Râpă, dar din păcate este prea scumpuț. Nu realizăm chiar atât de mulți bani, cel puțin din Liga a doua. Paul Papa ar merge să-l mutăm, să reprofilăm pe poziția, adică bă, Săpunarul parc l-aș lăsa să duc la Rapid București. Chiar că ar merge acolo un titlu, fără mușcător de la Rapid. De Turda nu știm, nici de Boldor. De iar Boldor, care este jucător de la Academia lui Roma, m-a jucat și pe la Pescara și pe la Bologna, m-a jucat și prin SUA la Hellas Verona, s-a jucat foarte, foarte mult, pentru prima oară când joacă în România. L-aș fi adus la echipă, care ar fi fost foarte, foarte interesant, dar sigur are foarte puțin pace. Cercăm și la Ionut Scoadă. De ce nu? Cu un schimb, să vedem cam cât ar costa. Eu l-aș da pe Stancu dacă ar accepta. Îl vor pe Liviu Antal și 20% într-un viitor transfer. Bă, eu prost. Încercăm cu Sebastian, dar nu mi-ar plăcea. Bun, măcar acum știm prețul.
Și întrebi de un 400 de mii cu un 5% în viitor transfer. 400 de mii și un 5% în viitor transfer. Vedem cât de parte tare nu suntem, doar să ne mai gândim. Hai atâta și cu 4%, ca să nu fie foarte mult și vedem că acceptă. 400 de mii și 4% în viitor transfer pentru un jucător care pare cât de cât rapid, dar nu foarte, foarte înalt. Măcar trebuie să facem acum mutările noastre importante în apărare. Vedem că mai rămânem cu 1 milion dacă facem acest transfer. Ne mai rămân, pare acolo foarte frumos. Acesta vrea să fie important la noi. Din păcate, înseamnă că are o vere totuși mai scăzut. 5 ani, rămâne la noi definitiv. Iar salariul, fiind important, aș da un salariu mai micuț, un 800 de mii acolo, poate acceptă, poate este prea mult, nu, este numai bun. În care vedem, oare va lua locul Mereuță și vedem că da, 85 pace, bă băiatule, 85 pace ca apărător. Mereuță va fi de acum apărătorul nostru de rezervă și vedem că ușor, ușor ne facem toată echipa de un plus 60. Mai înainte încă puțin ca să vedem și oferta lui Pantilimon. Hai ca acum trecem de 1 milion la transferul și vedem că acceptă. 500 de mii, 500 de mii pe Pantilimon. La câți jucători am vândut, eu zic că este mega ușor. Eu o să încerc să fac o carieră realistă, dar atât cât îmi permite jocul. Crucial, are și fața în joc un singur an, desigur ca să-i micșorăm salariul în cazul în care dorește unul prea mare, dar sper să-mi-l zic el. M-aș bucura foarte mult să mi-l zic el. Și mai bine nu mi-l zicea. Încerc un 5.000. Un 50.000, prea mare salariu, bă băiatule. Prea mare salariu, din păcate. Vrea prea mult la salariu, din păcate, din păcate. Ce să-i faci? Acceptă 6.000 cu 50.000 la semnătoră. Pantelimon 70 VR, mamă, și l-am luat atât de ieftin. Oricum, Pantelimon sigur crede în proiectul nostru și sigur ne va ajuta alături de celelalte vedete să promovăm direct, direct din Liga a doua în Liga a întâi. Eu sunt convins că vă place această carieră, dar mă gândesc că aș vrea și meciuri de cele mai tari. Ca meciul pe care l-avem în acest episod împotriva lui Hermăștat de echipă din Liga a întâi, dar în Cupa României. Pare că lui Coate place Batricoul cu numărul 4, care este ocupat Batricoul cu numărul 19, așa că îl vom oferi dacă tot este liber. Iar la Pantelimon vedem că tricoul preferat acestuia este Batricoul cu numărul 29 pe care l-a avut la Timișoara, Batricoul cu numărul 30 pe care l-a avut la Manchester City, la Sunderland am văzut că a avut tricoul cu numărul 1, la Watford 30, la Nottingham Forest numărul 1. Dar o să-i oferim tricoul cu numărul 29 dacă tot pare a fi preferatul lui și gata. Și cred că suntem aproape gata cu toate mutările grandioase. Mai primim încă 2 mesaje. Oare a plecat, da, Dinu a plecat, se pare. Primim încă 100 de mii, cu care mai putea cumpăra un anumit jucător dacă dorim, dar trebuie să avem mare, mare grijă să ne se rămână și de salarii la jucătorii de la Academie. Am rămas doar cu câțiva jucători pe care nu știu dacă se aduc. Marius Coman ar fi foarte interesant la noi, doar că este destul de valoros, dar nu o să mai cer din nou la el. Ovidiu Herea vom vedea. Cred că așa oare cu un schimb pe un cu Herea. Accept, bă, ce îmi place când jucătorii vor un schimb acolo să fie totul frumos. Mă întreb de un 50 de mii și un, dacă tot vreți, neapărat. Am dat din greșeală 10% într-un viitor transfer. Ups. Dar bine că nu a acceptat. Scot asta și uite. 60 de mii. Cum sună? 60 de mii. Deja e prea mult. 70. Mamă, eu zic 65 de mii. Și acceptă, se pare. În cazul acesta îl transferăm și pe Ovidiu Herea la noi la echipă. Ne-am adus destul de mulți jucători bătrânei, dar destul de ieftini. Mă gândesc că acesta vrea să fie crucial la noi la echipă. Este și normal. Va fi o rezervă foarte, foarte bună de cam, pe când Prepeliță va fi rezervă de bandă datorită faptului că are o viteză destul de bunicică, un contract doar de un an, că este destul de bătrânel și în iarnă vom vedea ce vom face cu el, dacă îl vom vinde sau nu, dacă îl vom lăsa spre ce gratuit, iar salariul chiar o să-l micșorez, de ce nu, de un 800 cu un 8000, perfect. Și oficial, băieți, am făcut toate transferurile. Rezervă aici direct Herea, mare, mare rezervă, să vină să stea așa frumos. Ovidiu Herea, care vedem că preferă foarte mult tricou cu numărul 10 și 11, amândouă sunt luate, dar având OVR-ul mai mare, eu zic să lăsăm lui Ovidiu Herea tricoul cu numărul, sau să-i dăm 16, dar 16 este ocupat, acesta a fost tricoul lui la națională.
10 va avea Herea, pe când Prepeliță, care are chiar cu 5 overe-uri mai puțin, chiar că preferă și tricoul cu numărul 19, tocmai ce l-am dat, deci Prepeliță va rămâne cu tricoul cu numărul 3, 10, iar echipa noastră arată în momentul de față foarte, foarte bine. Pe moment, atacul nostru va fi cu Răducan și cu Antal, Olaru va fi cam Marquinhos și cu Prepeliță vor fi benzile noastre, cum sună asta. Neagu va fi Sidem, Ghiocel, Coadă, Stoian și Sebastian vor fi apărătorii noștri, pe când Pantilimon va fi portarul, iar rezerve vom avea Ioniță, Herea, Alecu, Ursu, Stancu, Mereuță și jucătorul din Peru, că nu știu cum se pronunță numele corect și prefer să nu greșesc. Și într-un final, dacă stăm să analizăm, vedem că am cumpărat de 1,5 milioane și am vândut de 5 milioane. Am vândut de 5 milioane, băiți. Eu nu sunt mândru de mine. Vedem chiar acum și pe Herea prezentat foarte frumos. Mamă, pozic aici, acolo cu numărul 10. Pe final mai primim un cu ofertă pe un jucător. A, pe jucătorul din Peru, de la Puli Timișoara. Eu zic să-l dăm, chit că acum regret chestia asta, pentru că nu avem bani de rezervă, dar ne descurcăm. Am văzut acolo că Petrolov vândut cumva un jucător, cred că era vorba de Salifu, sper. Ma nu, uitea și Țicu vândut și Manolache vândut. O scăpat Petrolul Popa, 3 milioane direct. Dar transferuri, așa să aducă pe cineva, pe cine? Pe absolut nimeni, se pare că jucătorul din Peru a plecat, numai bine că oricum nu știam să pronunț numele. Iar acum sperăm că vom putea face o treabă foarte, foarte bună și că de la Academie o să ne mai vină o bandă cât de cât rapidă. Ofertă și pentru Cireș, dar cam târziu, cam târziu. L-aș fi dat cu mare plăcere, dar poate cine știe până în ianuarie când va pleca. Acesta va mai crește și va valora mai mult. Dar uitați, avem rezervă Dobre. Dobre va fi rezerva noastră, numai bun. Iar echipa noastră arată ceva de genul acesta. Avem, cred că 11, 18, 22 de jucători. Perfect că să formăm două echipe, dar nouă ne trebuie doar una, pentru că nu avem meciuri chiar atât de dese. Avem garantat o echipă care vom rupe și de pe locul 11, unde ne aflăm chiar acum, trebuie să urcăm cât mai sus. Ofertă de nou pentru Cireș, o să-i blochez ca să nu mai primesc oferte, pentru că văd că îmi dăm continuu. De acum jucătorii vor fi vânduți, da, dar undeva prin decembrie, ianuarie. Vedem că Prepeliță deja se mută pe poziția de RM, unde vedem că are 64 overe, bă băiatule. Opa, cu surpriza, și stai că am mai văzut încă ceva. Olaru poate să joace KAM, unde vedem că are 70 overe. Opa, oricum, să știți că Olaru până acum a jucat slăbuț. Până acum nu m-a surprins cu absolut nimic. Dar totuși, puțin cam ciudățel, Olaru 70, Pantelimon 70. Dacă mă uit totuși pe plan financiar de prioritate la mamă, dar să duc contractele, s-am ceva treabă, înseamnă că nu mai vând, nu mai cumpăr nimic în iarnă. Doar trebuie să refac contractele. Urmează o mare meci mare împotriva Slatinei. Echipa noastră în momentul de față, bă, am făcut-o în câteva episoade. Bună chiar și pentru Liga 1. Vedem că Antal marchează, iar Herea trebuie să intre în locul lui Olaru ca să marcheze și acesta. Craiova 2-0 cu CSEA Steaua, un meci foarte interesant. Dar cu toate acestea, băieți, vedem că mai vine încă o lună de tineri talenti. Ne-a format o echipă extraordinară. De acum gata, nu mai acceptăm chiar pe oricine. Dar în schimb acesta, Decebal, pare avea potențial. Dar nu știu ce să zic. Și Georgiu la fel. Gheorghe va fi de acum slăbuț, Dumitru și aceste slăbuț, Petru Creangă slăbuț, iar Ionel Lupu slăbuț. De acum nu mai acceptăm chiar pe oricine. Ne uităm foarte puțin, vedem că Decebal Plerinca are 15 ani, nu poate fi promovat, dar are un potențial destul de ridicat. O să-l punem la antrenamente și sperăm să crească. Are și o înălțime destul de ok, poate pe viitor îl punem chiar că bă. Iar Georgiu, care are 54 verei, na, ce să facem cu el, îl punem la antrenamente. Îl promovăm, cred că tot așa undeva prin decembrie, vom vedea, și îl împrumutăm sau îl vindem. Ca să facem bănuți, de ce nu? Urmează un meci cu Pandurii Târgu Jiu, care se află la egalitate de puncte cu noi, vedem. Dar cu excepția unui singur jucător, dacă nu greșesc, cred că Filip sau Grecu, nu mai știu care, oricum un singur jucător în apărare parcă avea 60 overe, în rest toți au de la 59 în jos. N-are rost să jucăm cu ei, voi da foarte frumos o simulare și scoatem un 2-0, Prepeliță și Răducan marchează fiecare. Foarte, foarte bine, noi am avut 6 șuturi din care 6 pe poartă. Vedem că Rapido a pierdut acolo foarte, foarte rapid, dar cam trebuie să mai schimbăm la penalturi. Dar în schimb vedem că Liviu Antal poate să fie oficial atacant și rămâne la același OVR.
e bun, e bun. Măcar apare acolo că poziția lui principală este de atacant. Dar cu toate acestea, spune să mai schimbăm puțin la roluri. Îl pune căpitar pe Liviu Antal, oare? Fostul jucător? De ce nu? La lovituri libere, care pare cel mai bun? Chiar banda noastră. La lovituri libere, probabil va bate Olaru. Mai ales că e un jucător cu potențial. Penalturile tot Liviu Antal. Iar la corneri vom vedea. Și în sfârșit, băieți, urmează un mare meci împotriva unei echipe din Liga 1 din România. Bine, nu se mai află în realitate, știți povestea, dar în cariera noastră se află. Urmează un meci foarte, foarte important. Haideți să schimbăm totuși kiturile. Noi rămânem în kitul nostru foarte frumos, îmbrăcăm pe ei în negru. Urmează un meci foarte interesant. Cristiano în poartă acolo cu Vodă, cu Opruț, Răducan, Antal, Olaru, Marquinhos, Prepeliță, Neagu, Ghiocel, Coadă, Stoian, Sebastian și Pantilimon. Urmează un meci important. Hai băieți cu cupa. Avem chef să câștigăm. Jucăm pe ușoară ploaie, dar măcar jucăm la noi acasă. Coreografie, Pantilimon, vedeta echipei, bă băiatule, ce portar ne-am adus și foarte înalt și foarte bun, sperăm să evolueze. Chit că este el mai bătrânel, o să fie portarul nostru titular clar și în sezonul următor. Vedem acolo Timișoreana, ce-mi place să văd acolo, cum clipurile mele sunt sponsorizate, glumesc, de Timișoreana. Prepeliți în acest moment, îi trimite direct o pasă lui Olaru, care Olaru se chinuie acolo, dar nu reușește să ia mingea, din păcate. Mă, dar și Cristiano pare destul de înăltuț. Stoian pregătit acolo să deposedeze, cam faultează puțin. Bine, Coadă, foarte bine. Hai să vedem viteza. Nu pierde Coadă la balon în acest moment. Coadă o să ne ajute foarte mult, un transfer bun. Neagu îi trimite lui Olaru. Olaru mai departe, o încercat să trimite acolo lui Răducan, dar ce intervenție bună. Bine, Liviu Antal. Olaru la brazilian, brazilianul din prima și un șuc direct în Cristiano. Are o clauză destul de măricică brazilianul nostru, dar dacă cineva ar plăti-o nici nu m-a supărat de tare, pentru că nu pare a fi un jucător chiar atât de wow. Iar în secunda asta, când filmez acest videoclip, acesta nu este jucătorul Oțelul Galați. Prepeliță îi trimite mai departe pasă lui Liviu Antal. Liviu Antal încerca cumva o pasă la Olaru, dar i-am dat să dea cu călcăiul, dar nu am vrut să dea, s-a întors. Depozează pe cineva, ia minge altul. Spațiu liber și gol, Hermannstadt. Din păcate, gol împotriva echipei de Liga 1. Ne-am întărit echipa atât de tare că tot ne luăm gol. Ausman marchează gol în Cupa României. Ghiocel, direct la Marquinhos, hai acolo, încearcă cumva să trimite o pasă lui Răducan, ajunge cumva Răducan, nu pierde balonul, foarte bine, o centrare la Olarul, vedem și pe Neagu, hai Neagule, nu reușește, Liviu Antal, nici el, hai, Neagu în acest moment îi trimite lui Olaru. Olaru îl așteaptă cumva pe Liviu Antal. Liviu Antal, atacantul Liviu Antal. Liviu Antal! 1-1. Liviu readuce egalitatea în acest meci superb. Nu ni permite să pierdem, mai ales cu retrogradata. Fază extrem, extrem de frumoasă. Trece Liviu, e un jucător foarte, foarte bun și mă bucur că l-am adus. De fiecare, dar cred că a marcat omul fiecare meci în care a jucat până acum. Neagu în acest moment. Tot pe Liviu Antal l-așteaptă și aproape să înainteze. A încercat cumva și Olaru. Iese mingea afară și nu știu, cred că o să dea doar un minut suplimentar în care putem avea ultimul nostru atac. Și am ghicit. Nostradamus, dar din păcate nu noi avem ultimul atac, ci Sibiu. Dar cam mingea pe mijloc și nu vor să fluieri. Au trecut 2 minute și mingea e pe mijloc. Nicio treabă n-are. Cumva acolo jucătorul nostru încearcă să o respingă. O trecut foarte mult și Pantilimon iese într-o final după 4 minute. Se încheie și prima repriză. Trebuie să reușim un meci superb. Liviu Antal acolo, prima atingere, primul șut pe poartă, primul gol. Foarte, foarte bine. UTA conduce Pandurii Târgu Jiu cu 2-0. Craiova Viitorul conduce cu 1-0. Chindia 2-0 cu Rapid. De fapt, dacă sunt Liga 1, Argeșul. Dar, de fapt, în general, cu excepția meciului între Metaloglobus și Botoșan, vedem că echipele din Liga 1 conduc.
Vom vedea totuși la final, după acest match, cine a trecut mai departe, cu cine vom întâlni. Vom vedea și noi acolo care este treaba. Coadă în acest moment trimite o pasă lui Marquinhos. Marquinhos așteaptă să vadă un jucător liber. Răducan îl așteaptă pe Liviu Antal. Trece Liviu Antal din nou. Liviu Antal, capitanul echipei. 2-1, aduce avantajul. Parcă mi-e puțin ciudat acolo când apare numele pe tricouri, ar fi fost mult, mult, mult mai fain. Dar ce să faci? Liviu Antal revine la oțelul și care echipa, nu, sigur Liviu devine marcatorul, golgheterul de fapt a ligii întâi, poate cine știe, poate și în Cupa României. Ghiocel îi trimite acolo pasă mai departe lui Răducan, pregătit să dea un nou assist, dar era foarte, foarte aproape. Mă, Diolaru-s cam dezamăgit, sincer să fiu. 70 overe și nu a făcut absolut nimic. Trecere cumva acolo, se descurcă bine, schimbă apărătorii. Hai Coadă, n-ai voie să nu lași în urmă. Aleargă Coadă, bagă sprintul ăla mare. Haideți să ușcăm înapoi cu el, joacă înapoi cu el. Degeaba, sprintul ăla mare, dar cam obosit. Nu cred că o scăpat atât de liber. Apără Pantilimon, incredibil. Ar fi oricum indicat să mai faci și noi câteva schimbări. Răducan, în schimb, pare și mai obosit. Lăsăm și noi pe Ioniță să joace măcar puțin. Jucător cam va intra Herea, să vedem dacă e mai bun Herea decât Olaru. Iar în apărare, cumva, cred că o să-l bag pe Coadă LB, de ce nu? Și-l bag pe Mereuță CB, pentru că indica să schimb ceva și acolo în apărare, să nu scape băieții cumva pe contraatac, să aibă mi stamina, să sperăm. Sebastian în acest moment bagă un sprint, îl vedem și pe Prepeliță în acest moment centrează cumva lui Herea cumva și ajunge mingea la Liviu Antal, aproape se încheie meciul acolo. Da, sigur era Liviu Antal, dar apără cumva Cristiano, incredibil, bine, dintr-un buc normal trebuia să stea jos. Dar apără spre bucuria noastră, apără din nou Cristiano. Stoian îi trimite o pasă lui Ovidiu Herea îi trimite lui Coadă, care Coadă stă foarte, foarte ofensiv. Ajunge minge la Liviu Antal îi trimite lui Artur Ioniță și apără Ronaldo din nou, băi, Cristiano, aia am încurcat. Oricum, clar, ca oricine când se gândește la cel portar, se gândește și la Cără 7. Ultima ocazie, puteam câștiga cu un scor mult mai mare, dar 2-1 este de ajuns pentru mine. Hai, fluieră, te rog frumos. Hai. Mulțumesc. Oțelul Galați la ei acasă, treci mai departe în Cupa României. Cred că am ajuns în optimi, deci mai avem încă un meci pe care vom ajunge în sferturi, semifinală, etc. Luna viitoare vor fi, dacă nu greșesc, optimele. Vom vedea cu cine a picat. Cristiano save, după care alt save, dar Liviu Antal a fost peste. A jucat foarte, foarte bine. 9.7 nota, având mult mai multe șuturi, 10 din care 6 pe poartă față de Hermosa, care a avut 4 din care 3 pe poartă. A jucat extraordinar. Din câte se pare, vedem că Miercurea Ciuca a pierdut cu 2-0 împotriva lui Dinamo, Academica a câștigat cu 2-1 cu Buzău, Iașu câștigă cu 2-1 cu Slatina, FCSB 2-1 cu Reșița, mamă ce scoruri, CFR Cluj 4-2 cu Călăraș, Voluntar câștigă la penaltiuri cu Craiova 1948, Viitorul câștigă cu 2-1 Concordia, Sepsi 1-0, deci până acum din câte vedem toate echipele din Liga 1 au trecut mai departe. Gaz Metanul la fel 2-1, UTA 3-0, Craiova 2-0, noi până acum prima echipă din Liga 2 care a reușit să eliminăm o echipă din Liga 1 din România, Chindia 3-0, Argeșul 2-0, Astra Giurgiu 2-1 cu Puri Timișoara, iar Metaloglobus 2-1 cu Botoșaniu. Deci ce rezultă? Că mai departe au trecut 14 echipe din Liga 1 din România și doar 2 din Liga 2 din România. Iar vedem că a picat cu CFR Cluj, normal, din toate echipele posibile, haideți să picăm cu campioana, va fi un match mega, mega dificil. Aoleo, Academica Clincene a picat cu Sepsi, Poliaș cu FCSB, Astra cu Metaloglobus, Voluntar Dinamo, Craiova, Gaz Metan, Viitorul Arad și Chindia Argeș. Mamă, bă, băiatule, cu CFR Cluj,
Nu puteam să plecăm și noi cu un academic, cu un Sepsi, cu un Dinamo, cu un voluntar, Gaz, Arad, Argeș, era perfect, perfect, dar asta este. Haideți totuși, dacă toți suntem aici, să simulăm și acest meci cu Mercurea Ciuc, echipa noastră cam obosită. Am înțeles, dar pe cine să mai băgăm? Uite, îl băgăm cumva pe Mereuț aici. Schimbări radicale nu putem face. Te-l băgăm pe Ioniță, te-l băgăm așa pe Ioniță, altceva. Herea vedem că joacă bine, ca bandă. Uite, îl pune și atacant, Antal pe partea aceasta. Simulăm așa și vedem ce o să se întâmple. Scoatem, se pare, spre bucuria noastră, un 2-0. Olaru marchează și Răducan. Chiar vreau să mă uit la statistici. Suntem pe locul 3, loc de baraj la momentul actual, dar vom avea meciuri tari mai departe și cu Craiova și cu Buzău trebuie să avem grijă. Sperăm de ce nu ca echipa noastră joace din ce în ce mai bine. 95 și OVR-ul nostru ca manager și vor urma meciuri destul de interesante. În episodul următor, derby clar și meci dificil, mega mega dificil cu CFR Cluj. După care peste două episoade probabil vom juca cu Rapid și vom juca și cu CSA Steaua, să jucăm și noi meci cu Steaua. De ce nu? Dar nici nu vrem să facem o carieră mega lungă, mai bine o să vedeți și mai interesat o să fie când o să ajungem cu oțelul prin Europa League și o să avem acolo meciuri foarte, foarte, foarte tari. Vedem acolo că Munteanu Dorinel face o treabă extraordinară. Păi băieți, dacă v-a plăcut foarte mult acest episod și vreți să vedeți episoade în continuare, nu uitați să susțineți acest episod cu un like și neapărat să apăsați și pe butonul de subscribe cu clopoțelul activat ca să primiți notificare în fiecare zi când voi posta clipurile mele cu FIFA. Păi băieți, numele meu este Diez, vă urez la toți, aveți o zi extraordinară. Vă salut!